Oamenii legii din comuna Certejul de Sus au fost sesizați astăzi de un bărbat în vârstă de 52 de ani din Hondol, cunoscut în evidențele medicale cu afecțiuni neuropsihice, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, unde ar fi întreținut relații sexuale cu fiica sa în vârstă de 26 de ani, care suferă de afecțiuni neuropsihice, aflându-se în imposibilitatea de a-și exprima voința. Ținem închis în zilele noastre, ce se întâmplă? Și unde o țineți închisă? Păi nu o țineți închisă în pușcărie, o țineți închisă în camera ei. Am înțeles că spuneți că niște tineri au violat-o. Cum au violat-o dacă e închisă și în pat paralizat? Păi chei, lacăte, ce găsim lacăte? Uite, dați-mi să vedeți cum deschid orice lacăte. Păi și atunci de ce mai puneți? Ce lacăte sunt? Chinezești, se deschide oricum, nu? Și dumneavoastră când sunteți acasă, ușa fetei e deschisă? Păi da, ușa fetei e deschis, dar... Când plec, nu-i normal să închid? Mama fetei, care este divorțată de câțiva ani de tatăl ei și care locuiește în apropiere, a precizat că de câteva ori pe săptămână are și ea grijă de tânără. În casă, că tatăl are îngrijări date de tribunal. Când ne-am divorțat noi, una era minoră și una nu era. Adică e... Ei, așa. Așa, așa are de 20 de ani. Și e fata închisă în casă? E închis în casă, că nu poți să o lezi deschisă, că așa că, că nu poate merge, dar ca să facă răle, pornește și să duci și nu mai găsești. Să hâne. S-a mai întâmplat așa să plece și să nu mai găsiți? Dar de câte ori au plecat de când eram eu aici? Eram pe afară cu ele, nu, mai cam, mamă, duc la treabă, am în grădină, fac treabă, mă, nu-i, plecată. Unul dintre tinerii acuzați de viol este șocat de ceea ce a putut face și spune bărbatul despre el, având în vedere că fata are problemele de sănătate pe care le are. A venit la poartă, a vorbit cu maica mea și a spus că are o sesizare de la domnul, că a făcut o sesizare la poliție, că fiul a violat fata. Și e adevărat? Cum să fie adevărat? Puteți să vă puțin la mine, cum să, Doamne feri, fatea femeie în ziua de azi. Fata e bolnavă, fata e bolnavă, e de gradul întâi. M-a dus să violez fete când sunt atâtea femei acum care se oferă pe tavă. Dar spune-mi, cum e? E ținută închisă? În ce condiții? E ținută închisă, e într-un hal fără de hal. Deci e un nemernic. N-au mai văzut fata aia de ani de zile lumina afară. 2 ani de zile pot să fiu sigur că nu mint, că n-au mai văzut. Nici nu a scos-o afară, o ține legată. Am întrebat că de ce n-au mai scoate afară? Zic că femeile cu handicap n-au voie să iasă afară. Nu știe nimeni nimic, n-au mai văzut-o, nu știu. Probabil ăștia de la care cu ăștia de la handicap, dacă... Dumneavoastră ați mai văzut-o pe afară? N-am mai văzut-o, de ani de zile. După mai multe zeci de minute, tatăl fetei a permis accesul medicilor de la ambulanță și a polițiștilor în casă. Potrivit medicilor de pe ambulanță, fata nu prezenta urme vizibile de violență fizică. Colegii noștri au evaluat din punct de vedere hemodinamic pacienta, care era conștientă, care relaționa foarte greu pentru că are un grad de handicap. Era stabilă hemodinamic și afebrilă. Afirmă că a mâncat de dimineață, era într-o stare de curățenie relativ bună. Afirmativ, mama în urmă cu câteva zile, respectiv sâmbătă, a fost și i-a făcut baia, a îmbrăcat-o, dar condițiile de la locul solicitării erau destul de precare. Oamenii legii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și violare de domiciliu. În acest caz, colegii mei efectuează în prezent verificări pentru a se stabili dacă tânăra respectivă a fost victima vreunei infracțiuni. Certificatul medico-legal este cel care va stabili dacă a fost în vreun fel agresată fizic, situație în care, desigur, vom efectua cercetări pentru identificarea autorului și luarea măsurilor legale impuse de lege. În această după-masă, medicii de specialitate i-au făcut un control medico-legal, în urma căruia s-a stabilit că tânăra nu a fost abuzată sexual. Ba mai mult decât atât, nu a întreținut raporturi sexuale niciodată. Fata a fost internată temporar la Spitalul de Neuropsihiatrie ZAMN.